Asociația Socioculturală pentru Dezvoltare și Educație i-a invitat pe iubitorii de teatru la premiera spectacolului Nimic nu-mi scapă, o comedie savuroasă adaptată și regizată de Gelu Nicolae după piesa Încurcă lume de Adolf de Hertz, o poveste intrigantă în care dramele conjugale și disimulările stârnesc hazul. Publicul slătinean a fost încântat de prestația actorilor, unii dintre ei cunoscuți, alții aflați la debutul lor pe scenă. E o stare bună, frumoasă, de dorit. Aș putea să spun. Da, mulțumim publicului, mulțumim tuturor celor prezenți. Am văzut că s-au simțit bine, au fost bucuroși. Sperăm să le oferim pe viitor în continuare astfel de ocazii și de spectacole. Mi se pare că a trecut prea repede, adică am așteptat atât de mult momentul și parcă s-a scurs așa, imediat. M-am simțit foarte bine, nu știu, sper că s-a transmis asta, am fost degajată și m-am bucurat la fiecare zâmbet al oamenilor din sală, al aplauzelor și aștept următorul moment să fie și mai și. Pot să spun că în ultimele minute a fost ușor, dar până astăzi a fost foarte greu, multă muncă, dar nu în ultimul rând, distracție la maxim. Greu, frumos, emoționant, n-am cuvinte. Mulțumesc publicului. Foarte multă muncă, dar a fost foarte ușor, nu știu. Mie mi se pare că în mi-ați văzut colegii, mie mi se pare excepționali. Chiar înainte ne-am strâns în spate, am râs, am glumit, ne-am relaxat puțin. Deci nu am simțit că am venit la muncă cum ar veni. N-am simțit repetițiile, nu au existat țipete, nu a existat nimic. A fost doar prietenie, toată lumea a făcut ceea ce a simțit. A fost foarte ușor, exact. Cum am jucat în seara asta, noi așa ne distrăm de fiecare dată, adică pentru noi a fost o distracție. Această piesă de teatru am luat-o ca pe o relaxare și într-adevăr a fost o relaxare. Fata mea a punctat foarte bine. În perioada repetițiilor totul a fost o adevărată plăcere. S-a râs, s-a glumit, s-a făcut și treabă, s-a felicitat, ne-am urat de bine. Exact ca în această seară. Spectacolul face parte din proiectul Slatina Cultură, teatru artă finanțat de Primăria Municipiului.